Sunt un musafir în viața mea și nu pot să dau ce-mi cere ea. Să iubească, să primească tot ce vrea, nu poate că lumea e rea. Durere fără margini în lumea muzicii populare, îndrăgitul artist Mile Povan a fost găsit fără suflare în casă. Se pare că apropiații s-au panicat când au văzut că interpretul nu răspunde la telefon, iar fratele acestuia ar fi decis să spargă ușa casei. Deși o ambulanță a venit de urgență la locuința lui Mile Povan, medicii nu au putut face altceva decât să-i declare moartea artistului. Colegii de cântec și mii de admiratori și-au arătat regretul și durerea după dispariția artistului la vârsta de doar 31 de ani. Plânge Natu Bănățean, a plecat Mile Povan, a plecat fulgerător, lasă în urmă dor și dor. Uf, Doamne, nu găsesc cuvintele încă de aseară de când am aflat, pentru că Mile, adică Mihai Leric, de fapt, este numele lui real, a fost, îmi pare rău că vorbesc la trecut, un copil extraordinar, îl cunosc încă de când mama lui l-a adus pe lume, noi fiind de la Lipova toți, a crescut sub ochii mei, a fost elevul meu la școala de arte. Mama lui mi-a fost cea mai bună prietenă și uite că doar la o vârstă atât de fragedă, Dumnezeu a vrut să-l ia la el. Îmi pare nespus de rău din suflet, din sufletul meu. Un mare talent, cu toate că nu s-a prea promovat el așa, dar un om deosebit și un caracter deosebit. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Mile Povan a dăruit publicului iubitor de muzică populară și de petrecere adevărate șlagăre. Artistul își scria de multe ori versurile cântecelor, parcă presimțind ce avea să vină. Viață, de ce nu mă aștepți? Te duci parcă 10 vieți. De tânăr mă îmbătrânești. Viață, unde te grăbești? Viață, unde te grăbești? Drumlin în brațele raiului, Mile Povan.